Instanțele judecătorești din țara noastră au devenit mai prietenoase față de persoanele cu dizabilități. Unele dintre ele au îmbunătățit considerabil accesul fizic în clădiri prin construcția rampelor și ascensoarelor. Totodată, mai multe procese de judecată sunt organizate cu participare la distanță, prin intermediul sistemului de videoconferință. Acestea sunt concluziile unui studiu elaborat de către Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Organizația însă susține că este nevoie de lucrat și la sporirea accesibilității informaționale și economice. Cea mai mare problemă este faptul că o rată mică a instituțiilor a fost accesibilizată și lucrările de accesibilizare s-au axat în principal pe accesul în clădire, însă puține instituții au nevoile persoanelor cu dizabilități de vedere, persoanelor cu dizabilități de auz, persoanelor cu dizabilități psihosociale. Adela Gonciaru, o altă reprezentantă a Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, este implicată într-un proces de judecată, dar nu poate participa fizic la toate ședințele din cauza problemelor de sănătate. Are însă oportunitatea de a participa online la ședințe. Acest lucru îi asigură dreptul la justiție și îi permite să economisească atât timp cât și bani. Personal, la moment, sunt implicată într-un proces penal de judecată în calitate de victimă și noi, știind deja că instanțele pot să-mi ofere o astfel de acomodare rezonabilă, m-am adresat direct către administrația instanțelor, judecătoria, sediu central. Eu am economisit și bani și timp. Următoarea ședință tot urmează să fie prin videoconferință. Autorii studiului au propus autorităților și organizațiilor din domeniu o serie de măsuri pentru a îmbunătăți accesul la justiție pentru persoanele cu diverse dizabilități. Printre acestea se numără audierea prin videoconferință a tuturor persoanelor cu dizabilități care participă în procesele de judecată, extinderea rețelei de parajuriști, scutirea totală sau parțială a costurilor aferente proceselor de judecată și altele. Recomandările studiului sunt foarte bine fundamentate din punctul meu de vedere și noi, membrii Consiliului, suntem alături pentru că interesul este comun, este vorba despre incluziunea autentică a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor procedurale care, după cum noi toți cunoaștem, este o precondiție esențială pentru realizarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului. Ceea ce foarte mult este apreciabil că în spatele fiecăror constatări și concluzii care au fost făcute în fiecare sesiune, ați adus niște exemple concrete, ați adus cazuistică, cazuri care sunt foarte importante pentru că pe baza acestor cazuri noi putem să vedem care sunt provocări și putem să înțelegem și în modul practic că cum să facem așa că aceste provocări ar putea să fie evitate pe viitor. Studiul Evaluarea cadrului normativ național din sectorul justiției prin prisma standardelor internaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost elaborat în cadrul proiectului Instanțe Judecătorești Model cu suportul USAID Moldova.